Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Houdini și bine v-am regăsit la un nou episod cu Slenderman Multiplayer. Suntem aici în Roblox și ne jucăm niște Slenderman. Ia să vedem, am nimerit să fiu din ăsta citizen, adică civil. Și trebuie să colectăm paginile și să reparăm generatoarele ca să câștigăm. Sper că știți despre ce este vorba pentru că am postat deja destule episoade. Dacă nu, o să vă mai explic încă o dată, așa pentru oamenii noi. Trebuie să găsești 3 generatoare ca și civil și să le repari și să găsești 8 pagini și așa scapi de Slenderman. Toți din acest joc suntem oameni, adică oameni reali în sensul ăsta. Uite că am găsit deja o pagină, nu sunt calculatoare, este doar un... Nu știu, am auzit că se numește Proxenet, dar nu știu dacă așa se numește. Este un fel de fantomă care vine să te omoare și care este cu Slenderman și eu cred că persoana aceea, adică nu este o persoană, este un calculator. Bă, dar harta asta e dubioasă rău. Deci pare ca un labirint. Aici văd că au reparat deja un generator și eu sunt singurul care am găsit o pagină din câte se vede. Măcar pe harta asta vezi paginile ca lumea. Pentru că na, dacă e maro, peretele și pagina e albă, e cam ușor. Uite încă o pagină. Tac, deci fratele Houdini a colectat deja 2 pagini. Îs curios dacă doar atâta e harta, gen doar merge așa și doar iei paginile. Adică nu e gen cu etaj. Dar e posibil să fie doar atâta. Pare destul de ușoară harta asta. Bine, și pentru Slenderman, pentru că practic îi prinzi mai ușor. Ia uitați-o aici pe blondina asta ce aleargă ca nebuna. Și ceva pagini noi, nu? Avem toate generatoarele, dacă vedeți acolo pe mijloc deasupra, sunt toate cu alb. Așa, asta înseamnă că sunt active toate. Deci ar trebui să putem să găsim toate paginile. Avem deja 4 pagini din 8. Deci au mai găsit încă 2 pagini sau o persoană 2 pagini și eu am găsit 2 până acum, dar n-am găsit niciun generator. Bine, oricum sunt reparate toate, dar zic că nu am găsit ca să-l repar eu. Sper să nu fie Slenderman pe aici. Se tot aud sunete din astea super dubioase și te sperie rău, mai ales când apare Slender. Ai, e foarte bine lucrat modul ăsta. Deci foarte bine, față de Granny Multiplayer mi se pare mult mai bine lucrat. Și e tare că sunt o grămadă de hărți. Cam majoritatea timpului pici pe altă hartă. Până... Nici nu știu dacă am jucat toate hărțile, cred că nu. Bun. Unde naiba o fi următoarea pagină? Avem tot 4 din 8. Asta nu-i prea bine. A, uite că pot să intri și în astea. Bun, deci trebuie să verific și containerele astea. Încă o pagină, încă o pagină. Deci am găsit până acum 3 pagini, frate. Mai avem nevoie de încă 3. Bun, pe aici nu-i nicio pagină. Da, trebuie să mă uit foarte bine peste tot. Pentru că cine știe pe unde se ascunde o pagină. Încă 2 pagini și scăpăm. Deci încă 2 pagini și l-am paradit pe Slender ăsta. Am scăpat în sfârșit de el, frate. Oh nu, oh nu, oh nu, mai am 46 viață, oh nu. Dar nu știu de ce mai am 46 viață. Oare de ce naiba mi-o fi scăzut mie viața? Sper să nu vină după mine. Da, mi se pare că e aproape. Da, e pe aici, pe lângă mine. Deci, e pe aici, pe lângă mine, frate. Dar o să tot fug așa frumos. Pac, 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 uite. Oh, hai să mergem așa cu speed-ul ăsta. Ah, deci nu avem speed-ul tot timpul. Avem ceva cooldown la el. Am înțeles, cum să cam... Nu, frate, de ce e ăsta după mine? Mai am 10 viață. Măcar să nu câștige el.
Ai, 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 deci după mine acum, nu o să mă lase în pace. Da, e în spatele meu undeva. Sper să găsească cineva pagina aia ultima. Acum trebuie să am grijă doar să nu mă uit la el. Deci dacă mă prinde, mă paradit. Dar ar domnul să găsesc eu pagina aia, să-i închid gura la Slender ăsta. Mamă, mă sperie acum, mă sperie că apare din orice parte. Deci ce știi de unde naiba mi-apare? Da, m-o și prins. M-o prins, mă, paradit. Ai, 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 ai. M-o spart. Da, hai să dăm spectate totuși, dacă mă lasă, nu mă lasă asta să dau spectate. Nu știu cum îmi scot mouse-ul ăsta. Nu știu, deci știu că era un buton, dar habar n-am care, ca să pot să ajung și eu la spectate. Easy peasy lemon squeezy. Deci cam ăsta a fost episodul, cred, sau hai să mai dăm o tură. Hai să mai dăm o tură. Hai să mai dăm o tură, frate, că am zis că dăm două ture pe un episod. Hai să mai dăm o tură. Sunt curios cine o să câștige. Mai este încă un minut. Mai au timp un minut ca să găsească. A, uite, the citizens were wiped out. Bun, deci au fost omorâți toți frații. Toți frații, toți. Băi, bere, nu știu ce să... Nu știu să mai vorbesc. Ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Au fost omorâți toți frații mei, am vrut să zic. Toți frații mei. Toți, toți, toți. Deci nu a mai rămas nimeni. A, uite. O arătat unde a mai rămas ultima pagină, frate. Deci Slender a câștigat. A câștigat fratele Slender. De fapt, ce frate? Că nu-i frate cu noi. Sau fi un frate care a pățit o chestie nasoală și a devenit Slenderman. Nu știu ce să zic. În cazul în care vă întrebați de ce nu fac episoadele astea cu abonații, o să încerc cândva să le fac și cu abonații, dar le filmez foarte târziu. De exemplu, acum este ceasul undeva la ora aia, să vă zic exact așa să nu vă mint. Ia uite, 3 și 25 noaptea, deci este foarte târziu când le filmez. Și de asta probabil mai mă și încurc la câte un cuvânt așa, pentru că mă apucă și pe mine oboseala, frate. E foarte târziu. După aceea până le mai editez, până le programez să se posteze pe YouTube. Oho, mă culc și eu la 6 dimineața, nu-i problema. Da, bun, deci a picat harta cargo. Tot pe harta asta am fost și înainte, parcă, nu? Parcă seamănă cu harta trecută, așa mi se pare. Mi se pare că seamănă cu harta trecută. Ei, eu sunt acum citizen, bun. Deci suntem tot civili. Sper să reușesc să scap măcar în meciul ăsta. Meciul trecut am fost foarte, foarte aproape. Deci mai aveam nevoie de încă o singură pagină. Și din câte ați văzut era pe un container albastru. Avem o pagină aici. Deci m-am îndreptat direct, frate. Am fost glonț pe pagină. Deci glonț pe pagină. Pare că tot fi cooldown-ul ăsta la fugă. Acum sper măcar să nu vină după mine așa din prima. Să meargă după altcineva. Bun, pe aici nu pare să fie nimic. Am făcut și un generator. Bine, nu eu, colegii mei, dar... Măcar avem un generator. Încă o pagină aici. Deci fratele Houdini văd că este din nou pe găsit pagini, pe generatoare NEMA. Aici, nu uite acolo un generator. Hai să mergem către generatorul ăla să-l facem dacă tot l-am văzut. Numai nu știu dacă pot să ajung la el. A, uite, presupun că o să meargă persoana asta. Deci atunci o să-l lăsăm în pace și o să căutăm pagini. A, ăla e ultimul, bun. Deci dacă facem și generatorul ăla, mai trebuie să găsim doar paginile. A, uite, da, mă, se aprind ceva lumini. Deci nu se aprind toate luminile, dar se aprind ceva lumini când găsim toate generatoarele. Mamă, sper să nu fie într-un container. Deci dacă ultima pagină e într-un container, iar... Oh, nu. Fucking nu. De ce e după mine iară, frate?
Bă, deci ăsta vine tot după mine, frate. Mai sunt încă 3 pagini și iară vine după mine. De ce? Deci de ce? Lasă-mă în pace, frate, să-mi caut și eu paginile astea să scap odată de tine. Măcar să am și eu un min, așa. Tot de 3, deci tot de 3 mai avem nevoie. Măcar poate m-a lăsat Slenderman în pace pe mine. Aici nu pare să fie niciuna. Mamă, e și mare harta. Am mai găsit încă una, deci încă 2 pagini. Încă 2 pagini și am scăpat. Câți mai suntem? O, suntem 3 din 3. A, deci suntem toți în viață. Am fost doar 3 persoane. 2. Trebuia să zic eu. Deci trebuia să comentez eu. Încă o pagină. Încă o pagină. Bă, deci de mai găsesc pagina asta. Oh, ce să mai găsesc asta după mine iară. Mamă, iară după mine, frate. Măcar am scăpat de el. Nu o să mă întorc. Poate găsește persoana cealaltă pagina. No, no, no. Oh, mai am 3 viață. Deci 3, lasă-te viață mai am. Am fost prins acum pe ultima 100 de metri. Ai, ai, ai. Deci tot ca în meciul trecut, frate. Când mai aveam o pagină de găsit, m-au prins Slenderman. De ce? De ce nu-l faci pe fratele Houdini fericit să-l lași pe el să scape? Măcar o dată. Hai să vedem totuși dacă reușește să scape persoana asta ultima, pentru că ar fi foarte bine pentru noi să, nu știu, să le enervăm puțin așa pe Slender, pentru că nu ne-o lăsat să scăpăm. Ia să vedem. Mai are încă 3 minute la dispoziție, dar na, chestia e că uite, l-a prins. Deci l-a prins și pe ultimul, n-a reușit. Slenderman câștigă din nou, fraților. Cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Și apoi pe al doilea link din descriere către StreamCraft-ul meu, să rupeți și acolo butonul de follow. Aveți Instagram-ul și acolo sus în stânga. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următorul videoclip. Pa, pa!